În cartea Anii urii a lui Horia Patapievici are o prefață care se numește foarte frumos. Există undeva o minună. Există undeva o minună. Am să vă citesc primele 5 rânduri. În 1946, Orwell spunea că scrie pentru că există minuni pe care vrea să le denunțe și fapte asupra cărora vrea să atragă atenția. În primul rând, spune el, doresc să fac să se audă o voce. Am scris, spune Horia Patapievici, multe din articolele cuprinse în această carte cu același sentiment, că există undeva o minciună și că sunt dator față de cei care nu o văd, ori se complac în ea, să o scot la iveală, sau mai bine zis, să o dau în iveală. Ce ați auzit acum este un credo. Este credoul scriitorului și gânditorului Horia Patapievici. Acest credo spune ceva nespus de frumos, pentru că el acoperă vocația și rostul intelectualului umanist pe lume. Cum s-a născut această minciună despre care vorbește Horia Patapievici și despre care crede că este rostul lui pe lume să o aducă la cunoștința tuturor? Asta înseamnă că cineva a construit minciuna. Iar personajul care a construit minciuna, entitatea, instanța pe care o numește el în această carte, este complexul politico-mediatic al României de după 1990. Complexul politico-mediatic. Oamenii politici, televiziunile, trolii, chicluitorii, cei care știu să compromită, cei care știu să facă diversiuni, au funcționat impecabil vreme de 3 decenii, construind, aruncând peste societatea noastră un năvod al minciunii, o plasă a minciunilor. Corpul social românesc a fost prins în acest năvod. Rolul unui intelectual umanist este să ofere celorlalți care au căzut în acest năvod, să le ofere o structură de luciditate care să-i facă să deslușească ce s-a întâmplat cu ei. Altfel spus, dacă intelectualii umaniști, în momente de criză istorică, așa cum ne trăim noi, nu-și fac acest rol, anume acela de a sfâșia năvodul minciunii care s-a aruncat peste noi, atunci ei nu-și duc la îndeplinire vocația, își trădează meseria de cărturar. Rolul intelectualului este să spindece năvodul acestei minciuni, să denunțe minciuna, sofismul, manipularea, să restabilească adevărul, să explice ce s-a întâmplat de adevărat, să fie lucid, să salveze rațiunea înnecată într-un ocean de calomnie, manipulare și de sofism. Din acest punct de vedere, cartea Anii urii, care de fapt acoperă perioada 2007-2010, este un focar, acoperă o secvență a istoriei acestor 3 decenii, care ne explică întreaga perioadă a tranziției, iradiind din acest centru, unde ura a prins corp într-un mod cu totul și cu totul spectaculos, și punerea în scenă a acestei uri și geneza ei este miza acestei cărți. Vreau să vă spun următorul lucru. Știți, am spus de mai multe ori, sunt puțin obosit și de asta am găsit eu cuvintele, că prostia este vinovată. Nu prostia genetică, nu faptul că te poți naște cu o deficiență, neuronală. Prostia care depinde de noi ca să o risipim. Aia e vinovată. Altfel spus, dacă apare un intelectual scrie o carte fundamentală de filozofia politicii românești, mestecând istoria la cel mai înalt nivel al gândului, istoria trăită, atunci a citi, a merge către o asemenea carte, este o datorie morală pentru a ieși din spațiul prostiei și manipulării. Nu e jignit orice spun. Noi toți trebuie să ajungem printr-un efort masiv la a înțelege ce se întâmplă cu noi și cu viața pe care o trăim. Lucrurile astea nu sunt date pe tablă. Este un mod al nostru de a ne orienta între sursele pe care le avem pentru a accede la adevăr. Or, cartea lui Horia-Roman Patapievici subsistă pe ideea că nu poți să treci onorabil în istorie, pe industria pe care o trăiești, fără să o înțelegi. Nu vrem să înțelegem ce am trăit, devenim vinovați. Sporim numărul celor care pot fi manipulați în continuare. Deci exercițiul de luciditate pe care îl propune Anii Urii este un exercițiu de terapie morală și intelectuală. Se cuvine să fii la înălțimea istoriei pe care îl trăim. Asta este miza supremă a acestei cărți. Faptul că ea strânge la oaltă articole scrise de-a lungul acestor 3-4 ani, vă spuneam, este un exercițiu de luciditate pe care, făcându-l, Patapievici cuprinde totodată tabloul a tot ce am trăit în 1990 până astăzi. Totul de aici. Pornind de la această secvență. Cartea are 3 secțiuni. Prima este prefața formată din câteva sute de fragmente. Subtitlul există undeva o minciună. Și ea este o meditație, în primul rând, asupra urii și a mecanismelor urii. E o prefață. Numindu-se Anii urii, e firesc că autorul îți dorească întâi să spună cum se poate naște ura. Sunt pagini de locuri absolut excepționale. Am să vă dau un exemplu. Ura, spune Patapievici, este un sentiment, ca și iubirea, unul dorit, unul de limită. Alături de iubire, cele mai puternice sentimente pe care le poate încerca o ființă umană. Dar ura e un sentiment care acumulează în el cu o viteză fulgerătoare următoarele secvențe. Acum cuvintele sunt ale lui. Omul urât nu e doar detestat, el este și judecat, și condamnat, și executat într-o singură mișcare a sentimentului. Este o propoziție mare. În al doilea rând, prefața asta, pe lângă faptul că face o fenomenologie a urii, face o analiză a articulațiilor politice a perioadei de tranziție, tabloul perioadei de tranziție. Și îl centrează înăuntru unei secvențe istorice care se suprapune cu primul mandat al președintelui Băsescu. Întrucât asta este una dintre molimele cele mai tari în care am trăit până în 2014 și în 2007, discuția asta înspăimântătoare care s-a purtat în jurul președintelui țării și a felului în care s-a născut un război civil româno-român, ăsta este focarul de la care pleacă Patapievici pentru a explica ce s-a întâmplat cu noi și cum a fost cu putință această perioadă absolut neverosimilă pe care am trăit. Cum s-a putut împărți în jurul unui personaj care conducea țara în momentul ăla în două tabere care erau capabile să se sfâșie între ele și care au împins ura la o altitudine înspăimântătoare. Deci, partea întâi a acestor fragmente scrise sub există undeva o minciună, analizează în fond geniza urii în perioada tranziției născută în jurul unei cei care l-ați sprijinit în demersurile lui prime, ce spuneți la sfârșit când personajul cu pricina care a creat în jurul lui această furtună a pasiunilor a schimbat chipul, a făcut un zigzag care a dezorientat pe mulți, care crezuseră în coerența absolută a personajului, și cum Horia Patapievici, care a fost scuipat și urât de moarte ca unul dintre intelectualii lui Băsescu, explică întregul traseu al personajului. Ei bine, toată treaba asta se găsește în această primă parte a cărții. Vă spuneam că în ea există secvențe, există pagini care au o înălțime teoretică ieșită cu totul din comun. Am să vă mai dau un exemplu. Horia Patapievici, când vorbește despre ce-am numit eu prețios fenomenologia urii, vorbește despre două feluri de ură, de fapt. Distinge între două feluri de ură, dar se ocupă de o singură formă de ură. Ura are două fețe. Una este ura trăită urând, deci când e subiect al urii, te urăsc. Și e ura mea care are ura ca pornire. Și alta e ura trăită fiind urât de către altul. Atunci este obiect al urii. În prima postură, când eu urăsc pe cineva, sunt subiectul urii. Când sunt obiectul urii cuiva, atunci ura e trăită ca ființă care urită. Ca să știi ce este ura, spune Patapievici, trebuie să fii urât de alții, nu să urăști. E mai puțin interesantă ipostaza celui care urăște pe altul. E mult mai puțin pasionant. Pasionant este să vezi cum arăți ca om urât de alții. Nu ca să știi, și face aici o distinție de o finețe enormă. Ca să știi ce e iubirea, trebuie să iubești. Ca să știi ce e ura, trebuie să fii urât de către altul. Deci, interesant că iubire nu este să fii iubit. Măreția iubirii este să ajungi să iubești. Măreția urii este să ajungi să fii. Și atunci, vă citesc o pagină iarăși antologică. Am descoperit ura veritabilă, care e ura față de tine ca om, odată cu primul scuipat în față. Era în 1996, o zi după denunțul făcut de Cristian Tudor Popescu, împotriva mea, pe prima pagina cotidianului Adevărul. Unde m-a acuzat că nu simt românește și că de fapt îmi baciocorez mama, izolând el primul citatul ritual din politice de la pagina 63, care apoi avea să fie reluat de toți intransigenții, devenind ulterior viral pe internet. Cineva a fost culpat, urmărit, calomniat, amenințat cu moartea, nu știe ce e ura. Când te duci la mormântul părinților tăi și descoperi că crucea tatălui tău a fost profanată cu inscripții care reproduc minciunile spuse despre tine, te clatin pe picioare, ești năucit. Pe moment, neputința depășește durerea, sentimentul de prugărire povârșește indignarea, iar gustul de cenușe al zădărniciei dizolvă dorința de a face ceva. Ei bine, despre analiza acestei uri este vorba în paginile acestei cărți, privită caleidoscopic din toate punctele de vedere, în istoria curentă, în gândirea despre ură, în dorința de a înțelege ce s-a întâmplat în lumea noastră românească după ce comunismul a ieșit oficial în scenă. Partea a doua a cărții, deci partea întâi, vă spuneam, este această formidabilă prefață cu acumulări în pași de fragmente despre teoria urii și explicarea centrului urii în anii 2007 și cei care au urmat. Partea a doua este făcută sub forma unui interviu formidabil cu Ramona Ursu. Bun. care întrebările interviatorului sunt rumecate. Deci este, stilistic vorbind, impecabil. Dar nu despre asta e vorba. Este vorba de faptul că în această parte reușește să fie o împletire de biografie, de biografia autorului de perioada pe care o analizează, împletită cu trăirile existențiale și deopotrivă cu analize politice de o finețe enormă, inclusiv cu explicarea exhaustivă a personalității lui Traian Băsescu, despre care se vorbeam. Partea a treia, care e alcătuită din suita de articole selectate scrise între anii aceia 2007-2010, este iarăși pasionantă pentru că oferă ceva nou în spațiul culturii noastre. Gândiți-vă cum arată discursul politic în România în clipa de față. El este făcut de jurnaliști care relatează prin anchete lucrurile care se petrec în jurul nostru. E o categorie. Aceștia pot fi extrem de onești și ne pune la dispoziție, cum au făcut câteva mari doamne, Ramona Ursu, Miria Șercan, Melania Cincea, să ne documenteze grozăviile pe care le-am trăit în jurul nostru, de la fabrica de plagiate, trecând prin ordonanța celebră din februarie 2017, noaptea Capoții, Ramona Ursu, și, în sfârșit, felul în care au fost scoși în închisori mari jefuitori ai țării, făcând titlurile de doctorat. Este o categorie onestă. E categoria jurnaliștilor care își respectă vocația și deontologia. Există alături de ei jurnaliștii mercenari, vânduți marilor structuri oligarhice, care fac pentru bani și pervertesc conștiința și își prostituează cu ei. Și mai există categoria analiștilor politici, cei care sunt mai fini, apar și țin discursul, care reproduc discursul occidental, concepte, personaje care predau la Facultatea de Științe Politice și așa mai departe, care sunt incapabili să facă o analiză la un nivel înalt a ceea ce se întâmplă cu România în clipa de față. În această a treia parte a cărții, Horia Patapievici reușește să facă un soi de jurnalist, în măsura în care articolele, textele publicate în evenimentul zilei, ridicat la scara politologiei, la scara filozofiei politice și a filozofiei istoriei. E cea mai înaltă hermeneutică a istoriei pe care am citit-o, a istoriei trăite de noi în acești ani. E la ani lumină de jurnalismul de care vă vorbeam înainte și despre care și Horia Patapievici vorbește, numind tagma analiștilor politici, politiști. Ei bine, această a treia parte de articole politologice înalte analizează felul în care s-a declanșat războiul român-român. Pentru că noi am trăit, de fapt, în 1990 într-o înfruntare între o parte a populației cu cealaltă parte a populației, între puterile de o parte și cei care au sperat că se va întâmpla altceva în 1990. Acum, privitor la analiza pe care o face acestui război român-român, el are doi piloni această analiză. Doi. Unul s-ar numi, l-aș numi așa, vechea și noua alianță. Patapievici, când lucrează în structuri teoretice deosebite care limpezesc lucrurile, ne explică că tot ceea ce am trăit noi în acești 30 de ani este de fapt alianța dintre lumea afacerilor, lumea politicii și lumea presei. O numește pe cea de după 2007-2009 alianță în raport cu ceea ce s-a petrecut imediat după decembrie 1989, care Ce însemna asta? Vechea alianță a fost regimul Iliescu, în care centrele de putere ale partidului și securității, coagulate sub autoritatea structurilor de putere ale FSN-ului, a născut o alianță a puterii care a funcționat pe parametrii pe care îi știm până în perioada 2004 până la alegerea lui Traian Băsescu. Noua alianță s-a construit în clipa în care a apărut un președinte care a spart regula planului, a mafiei și care, într-un mod neașteptat, a trădat tagma politicienilor în speța vechea alianță și, în mod inexplicabil, s-a apucat să activeze justiția împotriva celor care până atunci stătuseră liniștiți și care consumau banul public, drenându-l către buzunarele personale. Atât vechea alianță, cât și noua alianță se bazează, repet, pe alianța dintre lumea politicii și lumea afacerilor, care e anexată, prin cumpărarea unității. Asta e ce trăim noi în clipă de clipă de 30 de ani. Această conjuncție în care oamenii politici își dau mâna cu oamenii de afaceri, participând la beneficiile economice ale oamenilor de afaceri și anexându-și presa pentru a modela opinia publică în direcția dorită, aceasta este alianța care ne nenorocește pe noi și care trăim. Când s-a întâmplat acest lucru și de ce războiul român-român a început prin defecțiunea făcută de Traian Băsescu? Pentru că s-au pomenit deodată această alianță în față cu un președinte care a reușit în primii ani să-și anexeze opinia publică prin proiectele lui. De conspirarea comunismului ca regim penal și ilegitim, justiția care trebuie să pună capăt corupției, el stau să vă spună capăt, nici mai departe. Și atunci, această conjuncție între agenda opiniei publice și agenda președintelui a stârnit nevoia de reacție enormă a vechii alianțe, care a înțeles că trebuie mai presus de orice să mute direcția opiniei publice de pe agenda prezidențială, să-l transforme pe președintele Traian Băsescu în trădător, în tiran, în dictator, iar pe cei care i-au susținut programul se transformă în intelectuali al Băsescu, în băsiști și în fasciști. Asta s-a întâmplat atunci. Cum? Paternul inspirațional al presei care a lucrat în această direcție, care s-a lăsat coruptă și care a devenit un detașament de mercenari al unor trusturi oligarhice, inclusiv Voiculescu, Antena și altele, România TV, Viță și așa mai departe, au avut ca paternul inspirațional capitolul 5 din manualul Bazele Muncii de Securitate. Paragraful 1, articolul 2. Știți cum se numea acest paragraf? Compromiterea. Am să vă citesc. Modalități de exploatare a informației. Capitolul 5, munca informativă. Bazele muncii de securitate. Manual. Compromiterea. Compromiterea este întreprinsă împotriva persoanelor ce exercită o influență negativă asupra anturajului din care fac parte, urmărindu-se izolarea și discreditarea acestora față de anturajul lor. În realizarea compromiterii se folosesc combinații și legende informative, exploatându-se acele împrejurări din viața și activitatea celor vizați, dacă se poate viața privată, de natură să îi discrediteze în fața lumii și în cele din urmă să izoleze. În felul acesta se ajunge în final și la destrămarea anturajului. Anii urii, despre de care vorbește Horia Patapievici aici, în fond, pune în scenă amplitudinea pe care a luat-o acest articol din Manualul Securității, care numește compromiterea și care a însemnat acoperirea sistematică cu noroi a intelectual, în primul rând a oamenilor politici de tipul celui renunțat și a celor care i-au sprijinit programul, compromițându-i prin toate mijloacele imaginabile, dacă se poate zi de zi, în televiziuni, în ziare, în care mare parte erau conduse chiar de securiști. Evenimentul zilei, Cotidianul, Antena 3 și așa mai departe, au avut patroni care ei înșiși au făcut parte din structurile care învățaseră compromiterea care o aplicase. Paralel, a trebuit ca exact cei care exersau compromiterea și își păstrau privilegiile și indignitatea, să trebuiască să fie prezentați ca patrioți, eroi, oamenii curați ai națiunii, să-i ridice statui, să fie lăudați în emisiuni, iar ceilalți înnegriți și calomniați în așa fel încât să nu mai rămână urmă din ei. Concluzia acestui capitol, și cu asta m-am oprit, acestui celui de-a treia părți și a întregii părți, este că s-a produs în această perioadă o rupere din interior a presei și cartelarea oligarhiilor, ambele două componente fiind fenomene de sistem. Altfel spus, cartelarea oligarhiilor, deci Uniunea Marilor Oligarhi, Dan Voiculescu, Ovidiu Vântu, mai spunem, așa, Viță, etc. Partenarea oligarhiilor s-a însoțit cu coruperea din interior a presei, transformarea unui număr enorm de ziariști în mercenari. Ambele aceste elemente sunt fenomene de sistem. Coaliția anti-Băsescu care s-a creat în jurul lor a fost una conjuncturală, evident, a definit cu cele două câte mai există Băsescu. Primele două componente, și asta înseamnă un raționament de politolog și filozof al politicii subtil, primele două componente, coruperea presei din interior și cartelarea oligarhilor, spune Horia Patapievici cu o premoniție splendidă, vor exista, spune în 2009, și după ce nu va mai exista Ținta Băsescu. Ținta Băsescu conjuncturală a dispărut, în schimb, coruperea presei din interior și cartelarea oligarhilor a rămas. Asta s-a întâmplat și am trăit până în ultimii 2 ani. Să sperăm că lucrul se oprește după ce s-a întâmplat. Lupta esențială, este ultimul lucru pe care îl spun, a perioadei de tranziție este următoarea. Lupta între cei care nu vor să iasă din parametrul trecutului și care nu fac decât să prelungească privilegiile financiare pe baza deținerii puterii politice. Asta înseamnă în România nu ieși din România. Și asta înseamnă faptul că ce trăim acum este o coda a ceea ce am trăit înainte de 90. Ei sunt partizanii staticului, a vieții care trebuie să rămână pe loc, să nu-și schimbe structurile, să facă posibilă această uniune între oligarhi și clasa politică. Mi-aduc aminte că Dinu Patriciu, mi se pare, a spus la un moment dat, sau Siria, unul din ei, n-are importanță, vreau să spun altul doi, că normalul lor este ca în fiecare dimineață să-și ia cafeaua în biroul primului ministru. Cei mai bogați oameni din stat își beau cafeaua cu primul ministru și pun la punct programul politic al zilei, al anului, al anului. Cei care vor să rămânem în formula asta ne țin istoria blocată de 30 de ani. Ei, cu cine se luptă ei? Cu cei care vor să împingă țara pe drumul unei democrații mature, dându-i astfel un acest Cleiuș ne aflăm și în clipa de față. Asta e povestea pe care o spune în cuvinte extrem de rafinate și de precise partea lui Horia-Roman Patapievici. Îi mulțumesc!